Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea, bine v-am regăsit. Iată că suntem într-o duminică superbă de la început de mai, mă rog, prima decada lunii mai, în care avem vizita a doi apicultori din Oradea. De fapt, sunt doi antreprenori care lucrează în construcții, în echipe separate, dar sunt prieteni de mulți ani, de peste 10 ani sunt prieteni. Deci sunt antreprenori în construcții și pe lângă jobul de bază, pe lângă antreprenoriatul de bază, ei au investit mult și în apicultură. Au investit timp pentru instruire, în primul rând, au investit bani, au scos bani din construcții și i-au băgat în apicultură, bineînțeles cu scopul de a ajunge la niște rezultate, la niște profituri și din apicultură. Haideți să-i ascultăm, să le ascultăm povestea, să le ascultăm scopurile care le au, viziunile care le au cu privire la îndeletnicirea în care activează și ei, deci suntem colegi, cu privire la jobul pe care îl au, cu privire la familia pe care o au, pentru că fiecare dintre ei are familie, deci nu fac doar afaceri și apicultură, ci au și familie, au și prieteni, socializează foarte mult. Sunt doi băieți extraordinari pe care îi cunosc și eu de câțiva ani buni. Haideți să le ascultăm povestea. Ce înseamnă apicultura pentru voi? Tot ce se învârte în jurul vostru e apicultură sau mai aveți și altceva în viață? E o întrebare care mă interesează, mă privește și pe mine și cred că îi privește pe toți. Deci, încă o dată, în viața voastră e doar apicultură sau mai este și altceva? Mai este familie, mai sunt prieteni, mai este cultură, știu eu, altceva, sport. Aline, ce zici? E o anexă. Deci apicultura pentru tine e o anexă. Da. Pe lângă activitățile care le desfășurăm, activitatea de bază, munca, lucru în construcții. Pe lângă... Tu lucrezi în construcții. Da. Câte albine gestionezi? Câte familii, câte colonii gestionezi? Împreună cu fratele meu, în jur la 200 de familii. Deci împreună cu fratele tău faci treaba asta. Am înțeles. Și ce așteptări ai, ce viziune ai în ceea ce privește apicultura? Ce te aștepți să-ți ofere? Așteptări am. În primul rând, apicultura o fac pentru plăcere, deci nu neapărat că o fac pentru un profit. Bineînțeles că și pentru profit, dar nu neapărat că... Deci o fac mai mult de plăcere. Practic, la mine e un refugiu. Apicultura e un refugiu, o deconectare de la viața cotidiană. Reușești să-ți atingi acest obiectiv, acest deziderat? Da, reușesc, deși câteodată și stresat, faptul că nu reușesc anumite lucrări să le fac la timp și exact ca și cum aș fi vrut. Și atunci probabil că nu neapărat că e o relaxare, e și relaxare, dar sunt și momente în care mă stresează faptul că n-am putut să fac exact când tot trebuit o anumită lucrare care trebuia făcută. E clar, în construcții sunt faze determinante și da, trebuie să te încadrezi în timp, trebuie să... Exact așa e și la albine. Ești convins de treaba asta? 100%. Deci sunt lucruri care dacă nu le faci azi și le faci peste două zile, ai pierdut. Deci și tu ești de acord că principiul sau proverbul acela ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Aia e una și mai bine mai târziu decât niciodată în apicultură nu prea. Nu se aplică. Nu se aplică. Eu am alt proverb. Bun. Eu ce fac astăzi, nu las pe mâine. E clar, ce faci astăzi, nu las pe mâine. Nu las pe mâine. E clar. Bine, am înțeles. Deci eu anexă, ce te aștepți să scoți? Ce profit te aștepți să scoți din apicultura? Sunt curios, chiar sunt curios de când te-am cunoscut, acum vreo 2 ani. Mai mult. Mai mult de 2 ani. 3 sau 4. 3.
la ce profit te aștepți anual? Sau anual ca rezoluție? Ca și cantitate de miere per familie, undeva tindem acolo la un 70-80 de kilograme pe familie. Le și realizați? Este când da, este când nu. Eforturile sunt considerabile sau da, sunt rezonabile? Deci sunt și eforturi acum, de exemplu, acum când e vorba de pastoral, nu mai avem, practic, fiind stupinile împărțite în mai multe locuri, facem mai multe mutări, nu mergem cu tătistul, cu toată stupina în același loc, ceea ce implică mult efort și... Dacă ai face doar apicultură, crezi că ai fi mai relaxat? Înțeleg din tot ce îmi spui, înțeleg că ești foarte prins între două, practic între două joburi. Exact. Ai un job în construcții și un job în apicultură. În apicultură. Ai responsabilități pentru ambele, pentru că exact, la construcții cred că trebuie, spune-ne tu, ce trebuie să livrezi la construcții? Păi, tot ceea ce înseamnă șantier, organizare, tot ce înseamnă, acum conduc o echipă. Și dacă nu livrezi la timp, ce înseamnă? Păi, ce se întâmplă? Pierdere. Penalizări, deci, probabil. Lucruri care nelivrat la timp înseamnă pierderi, contracte neonorate la timp înseamnă pierderi, adică penalizări care nu-ți permiți ca să nu le respecti. Bun. Ce faci, cum te împarți? Spune-ne când ai timp de construcții, când ai timp de apicultură. Totuși de, regulă, de regulă dimineața îți la construcții. De dimineață și după masa îți la apicultură. În perioada asta când trebuie să fac aproape zilnic. Deci dimineața până la amiaz îți la construcții, organizez tot ce e de organizat, distribui la fiecare ce are de făcut și după aia plec la apicultor. În perioada asta când îți culesuri, când sunt lucrări care trebuie făcute și... Na. Bun, până acum ne-ai povestit doar despre partea ta de carieră, să spun așa, sau despre partea ta de job. Ai familie? Da, am familie, am 3 copii. E adevărat că sunt situații în care că îi neglijez, că n-aș putea să zic că nu îi neglijez, dar nu le acord timpul, poate cât ar trebui sau necesar, dar nu putem fi cu toate. Deci, ei înțeleg, soția e înțelegătoare, înțelege și na, știi că... Nu poți să minți, să știi că filmarea va fi difuzată, deci da, dacă te vede, da, deci ea, e înțelegătoare. Știe, așteptăm înțelegătoare. Un comentariu din partea da, ei. Deci, soția e înțelegătoare și... Știe că nu... Ceea ce fac tot pentru noi, fac pentru familie și... Uh-huh. Ai ajutor din partea familiei? Da. Am și din partea familiei. Acum mai mult la vânzare de produse. Uh-huh. Băiatul are 11 ani și îl mai iau. El îl mai iau cu mine la stupi. E frică că l-o mai înțepa câteva și nu-i place, dar na, așa îl mai iau cu mine și mă ajută la lucruri simple. Uh-huh, uh-huh. Îl educi oarecum, da, îl educi în direcția muncii. Na, povestind, când e cu mine, îi povestesc despre tot ceea ce fac eu acolo, ce există într-un stup, na, tot ce... Ne-ai spus despre jobul tău, ne-ai spus despre familia ta, spune-mi de prieteni, ai timp de socializare? Deci în perioada asta, iarna, da, socializez și mă văd mai des cu prietenii și, bun, țin legătura pe telefonii cu, am prieteni cu care vorbesc poate aproape zilnic sau seara sau uh-huh, dacă merg când duc o stupină sau aduc sau ce știu, vorbesc tot timpul, deci țin legătura, dar fizic nu prea, în timpul ăsta nu prea mă întâlnesc cu, că nu am timp fizic. Cercul tău de prieteni e legat de... Nu. Job e legat de construcții și de apicultură sau sunt în diverse alte diverse, nu neapărat. Am și
prieteni apicultori cu care mă confrunt, cu LED, adică lucruri despre fazele astea care trebuie făcute sau care s-au făcut sau dacă ai făcut așa sau dacă n-ai făcut sau ce cules ai sau... Ai cu cine să te consulți. Exact, sau pe zone, mai avem care îți plecați, de exemplu, acum am un prieten care e la Dunăre, dar eu inițial vreau să plec și eu la Dunăre cu o parte, dar na, nu prea este cules, adică a început ceva, dar foarte anemic și deocamdată la noi e bine la rapiță și... Uh-huh. Am luat decizia să plec. Uh-huh. Uh-huh. Am înțeles. Pe parte culturală, pe parte educațională, de dezvoltare a ta personală, ne poți spune ceva? Ai timp să mergi la cursuri? Presupun că pentru a fi în top sau pentru a fi tot timpul la nivel în construcții, trebuie să participi la workshop-uri, la diverse cursuri care să spună despre materiale noi, despre tehnici noi. Da, da, în construcții majoritatea cea, deci particip la multe conferințe, dar în perioada de iarnă, exact cum e și la apicultură, că și la apicultură e la fel. Deci în perioada de iarnă mi-o dedic foarte mult plecând la tot felul de conferințe, tot felul de cursuri sau, da, vara nu prea. Acum dacă e vorba despre ceva foarte important, îmi aloc timp și... Las și merg, dar în perioada de vară nu prea. Consider că instruirea este benefică pentru tine? Adică... Cea mai benefică și ce e cel mai important. Deci dacă în primul rând ești informat, ești pregătit profesional, e foarte, foarte important ca să fie să ai rezultate. Pregătirea profesională o poți face și practic, adică la șantier. Mergi pe șantier și înveți practic, în apicultură mergi lângă un apicultor și înveți practic. Da. Despre partea teoretică... Păi, prima dată trebuie să știi teorie, că dacă nu știi teorie, deja va... Practica o înveți, dar îți trebuie foarte mult timp. Păi una când înveți prima dată teoria și practica ți-e foarte ușoară. Adică o înveți foarte rapid. Până, de exemplu, și în apicultură. Eu, de regulă, sunt tip mai încăpățânat și sunt multe lucruri care le fac chiar dacă am auzit eu sau știu eu sau am citit într-o carte că ia despre un lucru. Până ajungi să înțelegi lucrul ăla sau și până ajungi să-l descoperi că da, într-adevăr e așa, străbă timp. Ceea ce dacă l-ai învățat, poate în 3 zile de curs ai învățat o treabă care poate tu îți trebuia 3 ani să înveți lucrul respectiv. Spune-ne, cât timp este nevoie, din punctul tău de vedere, cât timp este nevoie pentru a acumula cunoștințele necesare pentru a dezvolta o afacere în apicultură? Adică, cât timp crezi că ar trebui să aloce un apicultor nou sau un viitor apicultor, cât timp ar trebui să aloce... pentru partea teoretică și cât timp ar trebui să aloce pentru partea practică? După părerea ta. Acum, asta depinde și ce fel de apicultură vrei să faci. De exemplu, eu pot să zic că acum am undeva un 12 ani de când fac apicultură. La început nu prea am făcut pastoral. La început. Acum am început să facem mai mult și pastoral și sunt multe lucruri noi care le învăț acum, văzând anumite lucruri, de exemplu, de încărcătura de albină, de floră, de temperatură, sunt multe lucruri care plecând în anumite zone se comportă într-un fel, în alte zone se comportă în altfel, deci e un lucru. Nu cred că poți să ajungi un apicultor, să fii un apicultor bun în 3 ani, 4 ani, 5 ani, nu cred. Deci, acum dacă e vorba de să faci undeva ceva staționar, să stai acum, dacă natura te ajută, probabil că poți să zici că ești un apicultor bun, dar de fapt... N-ai experiența necesară unor... Exact. Neprevăzute. Exact, exact. Sunt multe neprevăzute, ca și în orice domeniu, sunt multe neprevăzute și... Da. Deci, eu cred că cel puțin 10 ani, deci cel puțin 10 ani îți trebuie, dar asta înseamnă și să pui mâna și să
citești și acum sunt foarte multe lucruri noi care tot apar, în primul rând clima, trebuie să te acomodești, deci trebuie să tot timpul trebuie să fii actualizat la ceea ce se întâmplă și la ceea ce e, că nu poți să mergi la ceea ce a fost acum 10 ani când am început. Deci numai aici ceea ce a fost acum 10 ani. Și de aia să fii, în primul rând, să cunoști Albina, eu cred că străbă un minim de 5-6 ani doar să cunoști Albina, să cunoști ce înseamnă familia de Albina. Deci ai nevoie de 5-6 ani de muncă în care să acumulezi cunoștințe, în care să acumulezi experiență, după care să culegi, practic să culegi laurii, să culegi beneficiile. Roadele. Îi mulțumim la Alin pentru experiența care ne-a împărtășit-o. Am reținut de la el că pentru a deveni un apicultor de succes, care să aibă beneficii în urma muncii care o prestează, va trebui să ai instruire teoretică, instruire practică, care se acumulează în timp. Timpul ăla e undeva la 5-6 ani, probabil merge spre 10 ani, spunea Alin, timp în care poți să vezi diverse situații cu care se confruntă și alții, cu care te poți confrunta și tu, astfel încât să-ți faci un bagaj mare de cunoștințe cu care să poți, să zicem, defila de acolo încolo. Cu care să poți să culegi, cum spunea Alin, să poți culege beneficiile viitoare. Tot de la el am înțeles și, mă rog, ne-a confirmat faptul că în apicultură, mai bine mai târziu decât niciodată, nu există. Deci, mai bine niciodată decât mai târziu, cam așa e în apicultură, pentru că sunt lucruri care, dacă le faci mai târziu, le faci degeaba. Vom trece și la experiența în apicultura prietenului său. Sunt colegi, așa i-am cunoscut, și așa i-am primit și acum împreună. Noroc că mi-a spus Alin că are familie și 3 copii, că intram la bănuieli. Da, el e Mircea, și el e apicultor tot din Oradea, din Bihor. Sunteți chiar din Oradea? Da, din Oradea. Eu am venit din Bihor. Am înțeles. De la Bistrița. O, tu ești aici ardelean de-a nostru, mai de pe Valea Someș, Văile Someșelor. Da, de pe Ilișua. Da? Deci din munte, din... Nu, chiar aici, din lângă Uriu, dintre Deș și Beclean. Ah, bun. Da, aproape. Aproape de munte. Da. Aproape de poalele munților. Mircea, spune-ne experiența ta în apicultură. Cum ai intrat? Cum ai ajuns la apicultură? La apicultură am ajuns din întâmplare. Când? De fapt, când? Mai de mult, tot așa, în jur de 10 ani. De la mine a fost altfel. La mine au venit, fratele mi-a prins un roi și era în vizită la mine și a zis că, uite, un roi, hai să vedem, să facem ceva cu el. El a început să se ocupe de el, eu nu i-am dat niciun interes. Deci eu... Da, a venit el cu roiul, s-a ocupat de el, după aia, hai mă și tu să vezi și ăsta, nu? Hai să vedem și eu ce-i cu el. A stat un an la mine, am fost tot așa în lucru cu ceva și un an și ceva, mai știu. După aia au fost 2. S-au făcut 4. Și am zis, el a plecat. Și a rămas pe mâna mea. Și de atunci a trebuit să îi ține un râu. Bineînțeles că n-am avut experiență, n-am avut nimic. Ori început, au mai murit 2, după aia a început iar am mai făcut, iar... Cum ai acumulat cunoștințele necesare? Păi, tot prin citit, tot prin cărți. Deci, am primit ceva cărți, România Picolă, din alea vechi, care am început să citesc din alea. Pe urmă am mers la Picolă, mi-am cumpărat ceva cărți mai de actualitate și atunci am început. Ai văzut diferență între cărțile mai vechi și cărțile de mai noi? Ceva diferențe erau, dar eu zic că alea erau pentru timpurile de atunci. Pentru acum, cu clima, cu toate care s-au schimbat, zic că nu știu dacă îs bune, sunt foarte bune, dar
trebuie adaptate la clima de acum. Adică atunci începea să alcăm, ținea 3-4 săptămâni, nu? Floare. Acum ține o săptămână jumate, două maxim, depinde. Când mergeau, erau un sfert din apicultorii care sunt acum. Mergeau în culesuri unde erau câțiva. Acum sunt grămadă, nu? Deci... Crezi tu că erau mai puțini apicultori pe vremuri decât sunt acum? Sigurat. Da. Pentru că știu, la mine în sat erau doi apicultori și un sat de 500 de familii, doi apicultori, acum cred că 50. Nu ne referim la cei care au 2, 3, 5 familii? Nu, nu, nu. Pentru că nu îi putem numi apicultori. De la 100 în sus. De la 100 de familii în sus, care... Nu, deci... Chiar vorbeam și cu Alin și cu un prieten, că dacă are 30 de familii toată viața, deci ăla poți să zici că e doar un hobby, dar... Deci care au trecut deja de 100 de... Cu câte familii lucrezi? Acum cu 70. Eu... Și eu tot în construcție, mă ocup cu acoperișul și atunci nu am... Am înțeles. Investițiile sunt destul de mari, tu știi că ne-ai vândut destule. Și familie, copii. Bun, deci și tu ești cu familie și copii. Da. Cum te împarți între toate? Ce vreau să înțelegi este că din acest video, ar trebui să-i ajutăm atât pe cei care... intră în îndeletnicirea asta, sunt new entry, cât și pe cei care au ani de experiență în spate, dar s-au îndepărtat de familie, și-au făcut din apicultură un univers și nu ies niciodată de acolo. Eu vă cunosc pe voi că faceți și altceva. Deci sunteți și în alte domenii. Iar apicultura o faceți pe lângă. Cum a spus și Alin, un refugiu din care... Da, normal că căutăm să avem profit, bineînțeles, dar... Dacă este, veți fi bucuroși, asta... dacă nu este, asta este. Știi cum suntem noi? Anul viitor, dacă nu e anul ăsta, anul viitor. Deci, noi mergem cu speranța că anul viitor. Ok, deci sunt ani, cum a fost anul trecut, am prins ploi la rapiță, ploi la salcâm, abia la tei am făcut ceva și la floarea soarelui, care... No. Deci, s-o dat anul peste cap. Am avut o controversă, un schimb de păreri cu Alin acum câteva săptămâni în ceea ce privește planificarea, acum câteva luni. Alin ne scria un comentariu pe YouTube, dacă nu mă înșel, în care nu era de acord cu faptul că dacă îți planifici totul din timp, vei obține rezultatele care le dorești. Ce părere ai acum de lucrul acesta? Ziceai că nu te lasă natura, nu te lasă Dumnezeu. Asta e, până la urmă, eu cred că la Dumnezeu e robinetul, cum se spune. Până la urmă, că noi ne facem de multe ori, tu ca și om, îți faci datoria, că faci, poți să zic lucrările, să zic le faci la timp sau faci ceea ce trebuie, exact când trebuie, dar faptul că intervin timpul, deci la anul trecut, de exemplu, anul trecut, cum povesteam, că chiar ți-am și zis eu de lucrul respectiv, la Salcâm, exact în perioada când a început să urce un picuț Salcâmul, să ne dea un picuț, exact atunci au venit ploile alea reci și efectiv l-au terminat. Ei, eu înainte cu când am fost pregătit și m-am pregătit să merg acolo la Salcâm, că m-am pregătit cu tot ceea ce înseamnă stup și timp, că am verificat pe meteo, am verificat și era ok, timpul, era și ceva șanse. Ei, imediat, în 4 zile, 3 zile s-a schimbat totul. Bun, acum fiind acolo, un pic de cules a început, că am avut, nu mai știu, a fost până la 2 kg. 2 kg jumate, mi se pare că așa, 3 zile. Și atunci a venit ploaie, o ploaie de aia rece și efectiv a oprit 2 zile. După aia au mai fost ceva cules, dar foarte slab. Ei, ce aș fi putut să fac eu? Crezi că dacă ai fi avut doar albine, dacă te-ai fi ocupat doar de albine din cele 3 salcâmuri care
înfloresc în România, pentru că practic este o sezonalitate a înfloritului salcâmului. În sud, la Dunăre, înflorește prima dată. Pe urmă, urcăm spre Vâlcea, Sibiu, Valea lui Mihai Carei, mă rog, vest, nord-vestul țării. Și pe urmă, la poalele muntelui, e salcâmul 3. Crezi că dacă ai fi avut doar albine, tu practic te-ai bazat pe un singur salcâm, pe salcâmul din zona voastră de nord-vest, da? Oradea, Satul Mare. Nu, merg și la munte și la salcâm 2. Este, și am fost și pregătit, deci la salcâm 3. Am fost și pregătit să merg, dar efectiv tot așa, stăteam pe net și timpul tot nasol. Și acum pentru 2-3 zile nu... Da, având în vedere, probabil că dacă aș fi avut strict albine, probabil că mă luam și că și dacă era 5 kg pe familie sau 3 kg, era plus, nu era minus. Dar făcând și altceva, nu mi-am permis să merg pentru, văzând timpul, că dacă era timp favorabil și timpul mi-arăta că e ok, atunci mă împachetam și plecam. Dar tot urmărind timpul, tot nasol, tot timp, tot ploios, tot timp de asta și mai mult de atât am avut prieteni care au fost acolo. Și a sunat, bă, nu-i, bă, astăzi a fost ceva, foarte puțin, dar iară o ploia, de iară s-o venit, iară, și n-a făcut. Și care mă la, a făcut 3-4 kg, un plus, deci un plus de 3-4 kg care a fost la, eu am luat decizia să nu merg pentru 3-4 kg, care a fost la salcâm 3. Da, pentru că ai avut beneficii mult mai mari din activitatea de bază, din construcție. Exact. Revenim la Mircea. Mircea, spune-mi, te rog frumos, cum te împarți? Între familie, albine, construcții, socializare. Tu socializezi cu prietenii, te vezi, da, te întâlnești? Cu albinii cel mai mult. Suntem și vecini și mergem împreună cu albinele, deci chiar ziceau că noi mai mult suntem împreună noi decât cu familiile. Dar, nu, fiind mai ales aprilie, mai, iunie, când suntem cu albinele plecați tot, no, noi și mergem împreună. Căutăm locuri împreună, avem aceeași hobby, cum ar veni. Bun. În rest, mai ai timp să ieși la o cafea, la o terasă, la o, știu eu, la un spectacol, la un meci de fotbal, la un meci de tenis? Chestia că dacă îți faci timp, poți să... Sâmbăta, dar sâmbăta de multe ori suntem plecați, iar după masa... La mine e un pic mai simplu și cu construcțiile, că eu lucrez doar... Eu am o societate, deci... individuală, știi? Și suntem doi. Și atunci îi spun, uite, astăzi nu mergem sau mâine, și atunci înțelege băiatul cu care lucrez. Atunci un pic e mai simplu decât la el. Și atunci, nu, pot să mă ocup o zi întreagă de albine sau două zile sau, nu știi, și poate ăsta e un pic avantajul meu. Dar cu familia duminica, încă de multe ori și duminica mai... Mai rupem și cam, nu, ok, se simte, dar copii sunt mari. Deci le împletești una cu alta, familia te înțelege? Înțelege, în mare măsură. Acum îți dai seama că orice familie ar vrea să fie cât mai mult acasă, nu? Deci oricine, ori soție, copii, să fie mai mult cu ei și... Care nu și-ar vedea acum, deci oricum, luna, mai, iunie, aprilie... Asta e, pe timp de iarnă... Suntem mai împreună. Știu că ești foarte dedicat lucrurilor noi care apar. Ești foarte curios cu privire la lucrurile noi. Spune-mi, te rog frumos, ai avut beneficii în urma testării tehnologiilor noi în apicultură? Deci eu am cumnat în Canada. Deci pentru mine noi înseamnă, de fapt, nu chiar noi. Care se ocupă de albine, s-a ocupat și are albine, deci eu de la el am învățat și cu rame și cu mai multe chestii. De fapt și taică s-a fost tupar care ai de la el am avut că și de fapt, de la el am început noi, de la el am început noi. De acolo a venit Roy și familia în lăzile lui, după ce a murit taică s-a, cum vreo 15 ani, nu mai știu. E cumnatul lui și... Și cumnatul meu. Și verișorul meu. Deci... Cumva tot împreună. Am înțeles. Deci toate le faceți împreună. Construcțiile împreună, albinele împreună, văd că și familia... 15 ani sau de când ne cunoaștem cam tot împreună. De fapt, la construcții ne-am și întâlnit.
După aia am avut albine și am zis, bă, hai că vreau și eu. Hai și tu. Nu, adevărul e că dacă ai, dacă ai cu cine să te ajuți, deci dacă ai un prieten sau ai oameni cu care, pe care poți să te bazezi, te ajută mult. Deci, efectiv și la cum suntem noi acum. La transport și la tot. Probabil că dacă am avea mult mai multe familii, e mai greu. Dar momentan cum suntem noi, e ok că ne ajutăm mult. Adică, împărțim costurile, de exemplu, și când oriunde mergem să în cercetare, să vedem, să... Asta facem foarte mult. Deci noi mergem foarte mult pe teren și e cheltuială, că e o cheltuială destul de consistentă. Dacă calculezi pe tot anul, e destul de mare cheltuiala respectivă. Ei, o împărțim în două cheltuiala respectivă. L-am cunoscut pe Mircea, l-am cunoscut pe Alin din Oradea. Mircea din Bistrița, dar măritat la Oradea. Ești măritat, 20 așa? 20 de ani, da. Da. E măritat la Oradea. În timpul interviului care l-am făcut cu ei, mi-am și notat câteva lucruri, deoarece a fost un interviu destul de lung, dar care sper că îi va ajuta pe mulți apicultori și viitori apicultori. Se vorbea despre adaptare la nou. Mircea ne spunea la, despre adaptarea la nou. Experiențe împărtășite din Canada. Spunea despre verișorul tău? Cumnatul lui din Canada, care tot timpul îi dădea sfaturi și tot timpul îi spunea despre lucrurile noi care apar. Alin vorbea despre asociere, despre toleranță și înțelegere în asociere, dar și despre argumentele cu care trebuie să vii atunci când îți susții un punct de vedere. Și ne-au vorbit amândoi despre scopurile care le au și despre urmărirea acestora. Sper că videoul acesta, sper că acest interviu îți va prinde bine, te va impulsiona, te va ajuta să mergi mai departe, să iei decizii cât mai bune. Cine au vorbit, lucrurile care ni le-au spus, cei doi sunt lucruri generale, sunt principii de bază, nu sunt legi. Deci fiecare le va aplica așa cum va considera de cuvință, fiecare le va sorta și le va cerne după factorii de influență care îi are în jurul lui. Da? Alin ne vorbea de factorii de influență. Bine, asta a fost pentru azi. Încă o dată îți mulțumesc că ai urmărit acest video până la final. Încă o dată sper să-ți prindă bine, dă-l mai departe să afle și alți apicultori despre ideile celor doi, despre asociere, despre scopurile care le avem și pe care trebuie să le urmărim, despre cum împletești afacerea care o ai sau jobul de bază care îl ai cu îndeletnicirea care îți dă, practic îți dă energie să continui în jobul de bază, cum le mai împletești pe cele două cu familia, cu prietenii, socializarea, partea culturală, partea educativă, da? Pentru că partea de dezvoltare personală, pentru că tot timpul, spunea Alin, că tot timpul este nevoie de dezvoltare personală, adică de cursuri, de workshop-uri. Ținem aproape și ne vedem la următorul interviu, sper cu apicultori la fel de buni ca cei doi și cu oameni de calitate la fel ca cei doi. Toate cele bune!